Cum s-au adaptat cluburile de striptease la această carantină, o mamă vegană a găsit un tratament pe care ea îl consideră miraculos, mai avem despre câini, mai avem despre King Jong-un, așa că haideți să începem! Oh, the... Vorbind despre sănătate și despre starea de bine, Kim Jong-un a dispărut 20 de zile, ceea ce mie sincer nu mi s-a părut atât de wow. Adică, când Iohannis uh, a ieșit prima dată președinte, a dispărut vreo jumătate de ani și nu a zis nimeni nimic. Deci, uh, prin faptul că a dispărut 20 de zile, nu a mai făcut nicio apariție publică. Toată lumea spunea că ori a murit. Deci, așa erau trei variante. Este mort, este în comă sau. Uh, sau este în vacanță, ceva de genul ăsta. Adică în niciun caz nu era altă opțiune. Și acum a ieșit, a reapărut la o deschidere de fabrică, toată lumea a aplaudat, vai, și a revenit liderul nostru. Ceea ce mi se pare foarte ciudat, adică ca și om, cât de important să fii la modul că dacă ești tu o pauză, n-ai avut chef două săptămâni, trei săptămâni, deci efectiv în toate ziarele din SUA, din Anglia, de peste tot, toată lumea se întreba unde este Kim Jong-un. Apoi legat de coronavirus am zis că hai să găsim alte știri despre numărul de îmbolnăviri, despre decese, despre posibile tratamente și așa mai departe. Lucrurile astea se discută deja destul de mult la televizor, așa că am găsit și alte știri legate de asta. Și anume, știți că foarte bine că acest lockdown, această izolare și această carantină a fost pusă la nivel global. Practic, adică sunt puține țări care nu au adaptat această carantină. Și aici avem un exemplu cu un club de striptease care s-a adaptat în această perioadă. Deci, au făcut un club mobil, într-un fel, drive-thru, și la final îți luai câte un sandwich, ceva încât să spună că este cu mâncare și că este business esențial. Deci, practic, tu intrai cu mașina, plăteai o taxă la intrare, intrai cu mașina în clubul de striptease, treceai pe acolo, vedeai cum dansează, bam, 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 ajungeai la capăt, îți luai un sandwich și tu ai spus că ai fost la fast food, practic, și ai stat la rând la drive-thru. Cât de tare este ideea asta, deci cât de tare, cât de inventiv poți să fii, adică să ai un club de striptease și să spui Băi, facem sandvișuri, Oamenii trec cu mașina prin clubul nostru, striptease drive through, maxim. Apoi partea asta cu influencerii cred că uneori se duce la extrem, adică prin faptul că fiecare are această posibilitate de a deveni un influencer, este și bine și rău. De exemplu, această doamnă dar are 32 de ani și a spus așa că ea a găsit o variantă pentru a lupta cu coronavirusul prin faptul că are un smoothie care îți crește sistemul imunitar. Mi s-a părut la prima vedere, mi s-a părut ok. Adică, și eu am făcut un smoothie pentru sistemul imunitar și îl găsiți pe acest canal. Deci, nimic wow până aici. Apoi, acel smoothie conține spermă de la prietenul ei. Și ea este și personal trainer. Adică, pe lângă că. Mă recomandă chestia asta pe Instagram, recomandă și <laughs> clienților ei și spune așa: Beau acest smoothie de 3 ori pe săptămână, care conține un shot de la prietenul meu, deci de 3 ori pe săptămână. Este foarte important, este foarte important ca este foarte important să fie consumat cât mai aproape de timpul de producție. <laughs> <laughs> pentru că altfel se pierd vitaminele și mineralele <laughs> și <laughs> e foarte încrezătoare așa. Și apoi a zis așa, în momentul în care prietenul ei pleacă pentru că se întâmplă să mai aibă perioade în care au o relație la distanță, își face cuburi de gheață da, pentru, pe care după aia le pune în smoothie și are o sursă proaspătă și a spus așa că am început această rutină din 2017 și de atunci nu am mai răcit. Câinii sunt pregătiți pentru a mirosi COVID-19. Nu știu cum acest lucru este posibil, dar aparent se încearcă acest lucru, deci bănuiesc că există o posibilitate. Deci cercetătorii pregătesc câini, aparent genul ăsta de labrador, ar funcționa pentru acest task, pentru această treabă și ci că dacă le reușește acest lucru ai putea pur și simplu să te plimbi cu câinele printr-un grup mare de oameni și atunci acesta va mirosi dacă cineva este infectat sau nu, ceea ce ar fi super tare. Adică să pui, de exemplu, într-un spațiu comercial vreo doi câini din ăștia și să fie bam, 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 și să plimbe pe la toată lumea și să hop, tu ești infectat, gata, ești afară, pac, pac, pac. pac ar fi destul de fain. Deci câinii au 300 de milioane de uh, receptori doar pentru miros și spus așa că aceștia vor fi antrenați pentru a mirosi uh, salivă și urină testată pozitiv și în funcție de asta cumva vor putea mirosi direct uh, pe oameni. Sincer, mi se pare foarte greu ca acest lucru să funcționeze, dar bănuiesc că dacă ei consideră că există o șansă, uh, de ce nu? Poate va funcționa. Și în final vreau să vedem 27 de poze care reflectă realitatea zilelor noastre. Și începem cu această poză cu acest domn care s-a dus la tuns și persoana care îl tunde arată ca un fel de medic care lucrează cu Ebola sau ceva de genul ăsta. Și aparent așa va fi realitatea noastră în următoarea perioadă. Vom socializa cu oamenii la acest nivel cu mască, cu echipament de protecție, cu mănuși, cu frică, stăm să ne ferim unii de alții lucru care nu știu cât de sănătos este. Într-adevăr, să zicem, este o măsură de protecție pentru a împiedica răspândirea virusului, deși este discutabil. Știu că este greu să te gândești că te vei îmbolnăvi, dar cel mai probabil te vei îmbolnăvi, pentru că virusul nu va dispărea în următoarea perioadă cel puțin într un an doi ani apoi dacă vor face un vaccin acel vaccin va fi foarte greu de distribuit internațional dacă va fi distribuit internațional mai ales acum cu scandalurile care au ieșit cu toate problemele cu uh, orice fel de vaccin cel mai probabil foarte mulți îl vor refuza dacă va deveni obligatoriu din nou va fi o problemă deci este discutabil așa că dacă virusul va rămâne printre noi timp de un an de zile cel mai probabil îl vom lua cu toții și cel mai probabil foarte mulți dintre noi l-am luat deja și nu știm pentru că o foarte mare parte din oameni uh, sunt asimptomatici și numerele pe care le avem acum nu reflectă absolut deloc realitatea pentru că nu suntem testați. Singura metodă de a vedea exact cât de puternic este acest virus este să fie testată toată lumea. Lucru care este imposibil momentan chiar și în țările dezvoltate care testează foarte mulți oameni, tot nu reușesc să testeze toate persoanele, deci este imposibil să avem numerele exacte. Pentru că au descoperit, de exemplu, am văzut locuri unde au ajuns la ei, le-au făcut un test și au descoperit că tot satul respectiv fusese deja îmbolnăvit și nimeni nu a zis nimic la modul că nimeni nu a murit, nimeni nu a avut uh, caz grav, practic tot satul a fost asimptomatic sau uh, cu simptome foarte ușoare. Și <coughs> cred că este cazul în foarte multe locuri. La modul să fi fost îmbolnăvit, să fi avut un simptom, de exemplu poate a avut o febră ușoară, să poate ai tușit mai mult câteva zile și apoi ți-a trecut și nu, nu i-ai dat prea mare importanță. Aici este o poză cu oamenii care protestează pentru că uh, practic Continuă să meargă la muncă în situația asta, ceea ce este. Nu știu dacă e ciudat, dar în momentul în care unii protestează, vedem în această poză: în următoarea, protestează că vor să se ducă la muncă, alții protestează că se duc la muncă și că le este frică pentru că este aglomerație în depozite, sunt mulți angajați și este posibil să se îmbolnăvească. Deci, în opinia mea, fă schimb. Adică, până la urmă, ormei nu te obligă nimeni. Oamenii vor să fie plătiți și să nu-și piardă locul de muncă, dar în același timp să stea acasă pentru că le este frică de virus. Lucru care este imposibil. Și vedeți că cei care deja stau acasă vor să se întoarcă, iar cei care lucrează uh, vor să stea acasă. În SUA, în momentul în care se iau decizii despre coronavirus în anumite state, cam așa uh, sunt păzite oficialitățile. Ceea ce v-am spus, eu înțeleg că este un virus și eu cred că am fost printre primele persoane care au discutat despre acest virus în momentul în care toată lumea spunea că ce vorbim noi despre un virus, că este doar așa o chestie pentru că este în China și pe noi nu ne va afecta și mi-au scris o grămadă de persoane, Angel nu mai vorbi despre virus pentru că este în China, cel mai probabil nu va ajunge la noi. Am vorbit chiar și cu vreo doi oameni care erau în domeniul științei. Adică aveau legături directe cu virusologia și așa mai departe, și mi-au recomandat: Băi, cel mai bine ar fi să nu mai vorbești despre asta, pentru că cu siguranță nu va ajunge în România. Și eu atunci, știți dacă vă amintiți, am făcut un video în care am spus și eu, pentru că m-am lăsat convins de chestia asta, deși inițial am spus clar că va ajunge peste tot, adică eu eram convins că va ajunge peste tot, dar după acele discuții am zis, băi, având în vedere că nu știu atât de multe despre virusologie, poate ei știu mai mult decât mine despre virusologie și am zis că, băi, cel mai probabil nu vor ajunge la noi. Nu va ajunge la noi virusul. Dar, din păcate, am avut dreptate inițial în modul în care am gândit această situație și a ajuns peste tot această doamnă medic care pozează avioanele de la, de la trupele speciale din SUA care au făcut un fel de zbor din acesta, nu știu cum se numește exact, în momentul în care se zboară pentru spectacol. Nu are o denumire exactă, dar îmi, îmi scapă acum. Practic, avioanele au făcut o tură și au făcut niște acrobații prin aer pentru a arăta mulțumirea practic armatei față de sistemul medical că aceștia luptă acum în locul lor în această problemă cu virusul. Avioanele le vedem pe cer despre care ziceam. O poză cu niște doamne care suferă în afara unui cimitir din Iran pentru că nu sunt lăsate în interiorul cimitirului pentru a-și plânge rudele care au decedat în urma infecției cu acest virus. În această poză este o doamnă de 100 de ani care tocmai a fost declarată vindecată, iar personalul medical o aplaudă. Deci, băi, cât de tare să fii ca și sistem imunitar ca să te vindești la 100 de ani. Mai văzusem un caz cu un domn, cred că din Italia sau din Spania, avea vreo 100 și ceva de ani, s-a născut în timpul pandemiei cu Spanish Flu, a pă, luptat în război, acum s-a vindecat la 100 și ceva de ani, s-a vindecat de COVID, s-a părut, băi, cât de tare să fii ca și organism. Ce efectiv, o femeie la 100 de ani, care practic este un scaun cu rotile, a bătut virusul. Un bărbat care se pregătește să intre în tren a trecut printr-un filtru de dezinfecție, o femeie care se antrenează singură în sală, cel mai probabil este sala ei pentru că altă variantă nu prea este sau cunoaște proprietarul sălii și a dat cheia sau așa mai departe, o poză cu mii de persoane pe plajă în California, ignorând complet recomandările ceea ce mi s-a părut tare pentru că acum două sau trei zile am văzut poze de la noi, de la mare și nu era absolut nimeni, era doar un jurnalist care spunea că plaja este goală. Aici părerile au devenit atât de împărțite încât este un fel de religie, adică oamenii reacționează exact ca atunci când discuți despre religie și este un credincios și un necredincios, adică nu ai să ajungi niciodată la un punct comun încât să spun eu nu prea mai cred, dar eu cred, încep să cred puțin. Niciodată. Exact așa este acum cu opiniile legate de coronavirus. Adică sunt unii care spun că este o prostie, vreau să merg, să-mi dau drumul, vreau să-mi văd de viața mea în mod obișnuit. Sunt unii care se tem la modul că am văzut cunoștințe care în momentul în care intră în casă se dezbracă în fața ușii, se duc, spală hainele, totul este mănuș, mască, banc, face, cap, chestii, ochi, ochelari și așa mai departe. Deci protecție din asta 100% dusă în extrem. Deci este clar că aceste două tabere nu se vor înțelege niciodată. În momentul în care cineva analizează toate informațiile care sunt disponibile își poate face o părere proprie. Un client care se pregătește să intre într-un mall din Chile căruia îi se ia temperatura, ceea ce din nou mi se pare o soluție ok decât să închizi tot molul oarecum pui niște filtre înainte și cel puțin se analizează temperatura la intrare pentru a fi încă un filtru de protecție, adică această măsură de a închide tot pentru mult timp nu o văd sustenabilă și nu este sustenabilă. Membrii Parlamentului din Belgrad, Serbia cu măști și au și protecție de sticlă în față și așa mai departe, în momentul în care s-au oprit, s-au întâlnit la ședință. Acum ai pus 50 de oameni într-o încăpere și chiar dacă au ei o măscuță pe față și așa mai departe, vor ieși pe hol, va fi înghesuială. Deci, în opinia mea, sunt niște măsuri din astea, doar așa să spunem că am luat niște măsuri. În această poză avem niște copii de la o școală din Taipei, așa, așa merg la ore. Din nou mi se pare aceeași chestie ca și cu poză de mai devreme cu parlamentarii, adică bunii stau așa la ore, să zicem că stau băgați cu capul în plasticul ăla și mănâncă în plasticul ăla și așa mai departe, dar nu ies în pauză, nu se merg pe aceleași chestii pe aceleași holuri când uh, ajung la școală. Mai mult cred că unele instituții și unele țări au luat niște măsuri pentru a nu rămâne la modul la oamenii să zică, băi, dar voi chiar nu aveți grijă deloc de noi, adică luați măcar niște măsuri. Și au luat niște măsuri încât omul se simte mai în siguranță. Exact cum este și aici. Nu cred că acest plastic face vreo ceva în mod deosebit, dar pur și simplu părinții se simt mai protejați și bănuiesc copiii nu interesează la nivelul ăsta clasele 1-4, dar părinții spun că da domnule la școală uite dau cu dezinfectant, ne-au pus un plastic în jurul capului, treaba este bună, gata. În Spania doi copii care discută de la distanță pentru că nu au voie să se întâlnească un cântăreț care s-a dus în fața unui azil de bătrâni și a început să cânte live practic și o doamnă a ieșit la Jam. Am vrut prin aceste imagini să vedem împreună câteva realități pe care le trăim și le vom trăi de acum înainte. Uh, cu acest nou stil de viață. Pentru mine, sincer, nu este o realitate prea plăcută pentru că consider că s-a exagerat, dar este părerea mea, fiecare are dreptul să aibă părerea lui. Poți să-mi spui în comentarii ce părere ai despre această situație și bineînțeles că ne vom vedea la videoul următor. Pa!